Bună ziua! Vă prezint tema Scara timpului geologic, sau prescurtat GTS, de la denumirea din limba engleză Geologic Time Scale. Pământul s-a format acum aproximativ 4,56 miliarde de ani, odată cu apariția sistemului solar. Este o perioadă de timp atât de mare, raportată la timpul istoric sau la scara vieții umane, în care Terra a suferit transformări fundamentale, încât este foarte dificil să vizualizăm evenimentele care s-au succedat în istoria Pământului. Pentru a sintetiza și sistematiza evoluția Terei, vom folosi scara timpului geologic, prescurtat GTS, numită și scară geocronologică. GTS este un sistem de clasificare cronologică utilizat de geologi, dar și de alți oameni de știință, pentru datarea evenimentelor survenite pe parcursul evoluției Pământului. Scara este o construcție complexă, fiind divizată în trepte taxonomice: supereon, eon, eră, perioadă, epocă și vârstă. Din anul 1974, elaborarea și modificarea scalei este efectuată de Comisia Internațională de Stratigrafie a Uniunii Internaționale de Științe Geologice. Cu alte cuvinte, GTS este o axă a timpului care sintetizează succesiunea cronologică a celor mai importante evenimente geologice din evoluția Pământului, de la începuturi și până în prezent. Dar în materialele noastre vom folosi o scară a timpului geologic modificată, în sensul de simplificată și esențializată. În descriere ne rezumăm la menționarea evenimentelor majore și a caracteristicilor erelor geologice. Astfel, evoluția Terei este prezentată sub două aspecte. Unul, schimbarea condițiilor de mediu și permanenta adaptare și dezvoltare a formelor de viață. Și doi, modificarea poziției continentelor ca urmare a dinamicii plăcilor tectonice și a configurației continentelor ca urmare a orogenezelor desfășurate. Dar mai multe informații despre acest subiect veți afla într-un material la disciplina geografie. Evoluția formelor de viață a fost marcată și de momente de extinție, atunci când, ca urmare a unor evenimente cosmice sau planetare, formele de viață s-au redus drastic până la dispariție. Pe această imagine, extințiile sunt marcate cu acest simbol care reprezintă o minge de foc. Succint, principalele evenimente în evoluția formelor de viață animală sunt: apariția primelor forme de viață primitivă în mediul acvatic, diversificarea și dezvoltarea lor, apariția primilor pești, apariția amfibienilor și a reptilelor, extinția trilobiților și a numeroase animale marine, apariția primilor dinozauri și a primelor mamifere, extinția dinozaurilor și a numeroase alte specii, dezvoltarea mamiferelor și a speciei umane. Sper că v-am trezit interesul pentru a face o incursiune în trecutul Pământului. Din următorul material veți afla informații despre evenimentele majore ale fiecărei perioade geologice. Acum, vă invit să urmăriți un film care prezintă evoluția formelor de viață. Vizionare plăcută și pe curând!